Vicepreședintele Consiliului Județean Mircea Govor a tras atenția că mai sunt puțin peste 7 luni până la termenul de finalizare, iar lucrările sunt în întârziere. Mircea Govor a mai spus că este nevoie să se facă un front comun pentru a finaliza lucrările. Mai avem încă din anul ăsta 7 luni la dispoziție, 7 luni jumate până este termenul de finalizare acestui proiect. Am fost chiar până la Oradea pe acest drum. Se lucrează, nu pot să zic că nu se lucrează deloc, dar se lucrează totuși cu încetinitorul. Și nu mai vorbesc că pe perimetrul județului Satu Mare, practic, aproape nici nu suntem inexistenți în șantier. Eu ce aș dori? Am spus la început, de fapt când s-a predat amplasamentul, nu aș vrea să fie, ferească Dumnezeu, un eșec, pentru că vă dați seama ce situație ar fi, sunt bani europeni și nu ne putem bate joc de acest proiect. Eu sunt ferm convins că toți cei care astăzi sunt aici de față înțeleg importanța acestei lucrări, acestui proiect și facem front comun toți, în așa fel încât să ne încadrăm până la sfârșitul anului, până noiembrie, când trebuie finalizat acest proiect. Cea mai mare problemă se înregistrează între firma care a executat proiectul drumului și firma care a proiectat canalizarea. Cele două părți s-au acuzat reciproc că nu și-au transmis documentațiile necesare în vederea armonizării lor, iar această problemă durează de circa 3 luni. Prefectul Avram a precizat că va sesiza instituțiile abilitate în caz că nu se vor găsi soluții. Nu vă angajați la orice. Sunt o angajați în fața mea și în momentul în care v-ați angajat și trebuie și respectate asta, că dacă nu, eu știți ce fac? Sesizez mai departe. Și cu asta s-a încheiat. Asta vreau să vă spun, să vă asumați responsabilitatea în tot ceea ce faceți și vă rog mai tole ping-pong de la unul la altul. Hai să le rezolvăm, pentru că văd că sunt probleme care trenează de nu știu. Și acum vorbim, tă vom face. Dacă... Managerul public al județului Satu Mare, Nicolae Bura, a taxat și el lipsa de conlucrare între proiectanți. Acesta a luat în colimator și executantul lucrărilor de modernizare a drumului, declarând că a constatat că nu se lucrează în ritmul dorit. Vreau să vă spun că aveați un singur picamăr și un singur excavator care lucra. Deci, lăsați-o, domnule, că era vară. Dacă acum spunem noi că e o problemă din punct de vedere meteorologic, dați-mi voie să vă spun că nu e așa. Beneficiarii investiției sunt județul Bihor, județul Satu Mare, orașul Tășnad și municipiul Marghita. Valoarea contractului este de aproape 50 de milioane de lei. Lungimea totală a drumului care va fi reabilitat este de puțin peste 27 de kilometri, din care 6 în județul nostru, 2 kilometri de drum sunt pe teritoriul orașului Tășnad.